Gradul înalt de poluare a apelor este prezent și pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, specialiștii susțin că acest fenomen poate duce la consecințe grave, atât pentru populație, cât și pentru mediu. Principalele factori sunt poluările punctiforme, asta e lipsa stațiilor de epurare, și poluările difuzie din agricultură. Acestea sunt principalele poluatori al apelor, gunoiștile neautorizate. S-a demonstrat că apa din râul Prut este cu mult mai curată decât în râul Nistru, spune expertul. În Prut apa e mai curată, deoarece, iarăși vorbim, în bazinul Prutului au fost mai puține întreprinderi care erau ca o sursă de poluare a apelor. Nici peste situația râurilor mici nu putem trece cu vederea. Acestea, de asemenea, au un risc sporit de secare cât și de poluare. În astfel de situații, autoritățile locale sunt îndemnate să acționeze. Situația e foarte gravă, deci pe râul mai puțin, deci în râul mai puțin s-au implicat factor antropic. Deci majoritatea, cum am spus, foarte multe râuri au fost canalizate, e foarte, foarte important. Noi acum vorbim de curățare, dar cu părere de rău nu avem posibilitate în majoritatea segmentelor, dar unde este posibil reîntoarcerea, meandrerea, șerpuirea acestor râuri. Deci, revenirea la forma lor naturală. Îndemnul expertului către populație este acela de a avea grijă și nu de a polua apele, prin utilizarea detergenților bio, prin utilizarea eficientă a apei și, desigur, prin aportul la întreținerea corpurilor de apă și aici se remarcă lucrările de salubrizare, de plantarea arborilor. Este foarte important să conștientizăm că resursele de apă din Republica Moldova cu fiecare an sunt tot mai puține.